Bună ziua, dragii mei, și bine ați venit din nou în bucătăria mea, Bucătărește cu Rodica. Astăzi vom face ceva foarte delicios. Sunt vinete umplute cu carne de pui. Este o rețetă destul de ușoară și foarte delicioasă. Sper să vă placă. Deci, dragii mei, haideți să începem rețeta. Pentru început vom avea nevoie de 3 vinete. Dacă doriți să faceți mai multe, puteți să faceți mai multe. Umplutura vă va ajunge. După care le vom tăia în jumătate. Dar dacă aveți vinetele mai mari, trebuie să le tăiați în jumătate și după aceea încă o dată în jumătate. După care vom tăia fiecare jumătate de vânătă, așa cum vedeți în imagine. Vom tăia felii, dar fără să ajungem să tăiem feliuțele de tot. Uitați, rezultatul final așa trebuie să fie. Și vom continua cu toate jumătățile de vinete să le tăiem în acest fel. Am terminat de tăiat vinetele, acum le vom da deoparte și vom avea nevoie de un bol mare cu apă rece. Vom mai adăuga puțină sare și vom stoarce o jumătate de lămâie. După care vom pune vinetele și le vom lăsa deoparte. Între timp ne vom ocupa de umplutură. Pentru umplutură vom avea nevoie de 600 de grame de carne de pui tocată, o jumătate de ceapă tocată, vom răzui un cartof nu prea mare, vom mai adăuga un ou mic, 2 căței de usturoi, pătrunjel verde tocat, o jumătate linguriță boia, piper și sare după gustul fiecăruia și 40 de grame de pesmet, după care vom amesteca bine toate ingredientele. Compoziția așa trebuie să arate, este gata. După care vom începe să umplem vinetele, așa cum veți vedea în imagine. Vă reamintesc, dacă vinetele sunt foarte mari, trebuie să le mai tăiați în jumătate, altfel nu le veți putea umple. Eu pentru a umple vinetele, mă ajut de o linguriță. Trebuie să aveți multă răbdare, nu este greu, dar până veți începe să prindeți șmecheria, să zic așa, vă va fi puțin greu, dar după aceea va merge foarte, foarte repede, le veți face foarte repede. Este o rețetă foarte interesantă, mie mi-a plăcut foarte mult, se poate face de altfel și cu carne de vită sau cu carne mixtă. Eu am ales să fac cu carne de pui pentru că am zis că este mai sănătos, nu are atâta grăsime. Dar dacă doriți, puteți să faceți această rețetă cu carne de vită sau de porc. Trebuie neapărat să încercați această rețetă. Este un adevărat deliciu.
Vom continua până vom termina toate vinetele. După care așezăm vinetele în tavă. Dacă nu aveți o tavă de sticlă aptă pentru cuptor, nu este nicio problemă. Puteți să faceți această rețetă în orice fel de tavă. Gata vinetele noastre, acum le vom da deoparte și vom face sosul. Pentru sos vom avea nevoie de 3 roșii pe care le vom tăia mai mărunt, într-un pahar mai adânc, vom mai adăuga un cățel de usturoi, ulei de măsline, sare și piper după gustul fiecăruia și vom mai adăuga și 50 ml de apă rece, după care cu ajutorul unui blender vom zdrobi bine ingredientele. Este gata sosul nostru, așa trebuie să arate, iar acum îl vom turna peste vinete. Iar după aceea vom da tava la cuptor pentru 35 de minute la 190 de grade Celsius. Dar acest lucru depinde de cuptorul fiecăruia. Și gata, sunt delicioasele noastre vinete umplute. Uitați cât de bine arată. Acum vom presăra puțin pătrunjel proaspăt tocat și se poate servi. Este o rețetă delicioasă și merită să o încercați. Dacă v-a plăcut rețeta mea, dragii mei, abonați-vă, dați-mi un like și nu uitați să activați clopoțelul, așa veți fi la curent cu toate rețetele mele. Vă doresc o zi bună și numai bine tuturor! Pa, pa, pupici!